Constanța tinde să devină Smart City, iar unul dintre proiectele pe care primăria l-a dus la bun sfârșit în această direcție este Constanța Citește. Vorbim despre o bibliotecă online cu peste 2500 de cărți digitale în format audiobook, videobook sau e-book, care este la dispoziția elevilor și profesorilor din oraș în mod gratuit. Biblioteca virtuală poate fi accesată pe telefon, tabletă, laptop sau desktop pe baza unor coduri unice de acces transmise părinților prin intermediul cadrelor didactice. Printre cele 2500 de cărți găsim titluri din bibliografia anilor de școală, capodopere ale literaturii universale, dar și lucrări de psihologie și dezvoltare personală.